Sunt aproape de final, de finalul unei noi etape din viața lor și trebuie să fac o alegere. Este vorba de elevii care anul acesta termină clasa 12-a și pentru care începe în curând o nouă viață. De aceea ei trebuie să facă cea mai bună alegere, mai ales când este vorba de viitorul loc de muncă. În întâmpinarea lor au venit reprezentanții JFM Brașov care le-au prezentat facilitățile pe care ei le au, dar și angajatorii dacă angajează absolvenți. Mă uit în sală și văd foarte multe domnișoare, fiecare an am înscrieri la coafor, manicură, în gel, la domn, la hairstylist și așa mai departe. Pentru că partea de operator calculator pe care o găsiți acolo, probabil că o știți din școală. Aceste cursuri pe care noi le organizăm ca și agenție sunt cursuri gratuite. Da? Ideea este ca dumneavoastră să fiți înregistrați în evidențele noastre. Este, din punctul nostru de vedere, o întâlnire destul de importantă pentru absolvenții claselor a 12-a. Un reprezentant al AJFM-ului a venit să le explice acestor elevi modul în care trebuie să procedeze în momentul în care, după absolvire, practic se trezesc cu diploma de 12 clase, poate nu intră la facultate, poate nu își iau examenul de bacalaureat și se pune problema unui dosar de șomaj. Ca o noutate în acest an, sunt foarte mulți angajatori din Sibiu și Brașov care au demarat o campanie de recrutare de personal prin școlile făgărășene. Este o bucurie, într-adevăr. Sunt firme care își caută angajați, s-au arătat doritoare să prezinte această ofertă de muncă elevilor noștri. Considerăm că este o problemă destul de serioasă. Sunt reprezentanțe unor firme din Brașov, din Sibiu, din Făgăraș, oameni care sunt interesați de copii serioși care vor să lucreze și care sunt interesați de găsirea unui job. Elevii sunt încântați de oferta marilor fabrici din Brașov și Sibiu, mai ales, spun ei, reprezentanții fabricilor le-au oferit salariu atractiv și respect față de angajat, comparativ cu firmele din Făgăraș care nu oferă aceste lucruri. Eu am participat de asemenea la un schimb de experiență în Italia pe profilul meu anul trecut și nu știu dacă aș începe să lucrez aici, aș vrea să merg înapoi în Italia, să lucrez la șef unde am lucrat 2 ani, 2 veri. De ce? Forța de muncă din Făgăraș sau locurile de muncă din Făgăraș nu sunt pe placul tău? Nu sunt foarte bine plătite și munca nu este atât de respectată, ca să zic așa, pentru că am părinți care lucrează și știu cum este. Este foarte bună, din câte am văzut eu, au și bonuri de masă și salariu mult mai mare decât cel ce ne-l dă nou aici, mi se pare destul de ok, m-am și gândit la acea ofertă. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov, patronii care angajează absolvenți primesc lunar timp de 12 luni suma de 900 de lei de la stat, iar absolventul primește o singură dată o primă de angajare de 500 de lei.